Guerilla Camp. Business liberat de Telecom, accelerat de Dacia, inspirat de Banca Transilvania, inovat de Glo. Salutare, dragilor, iată-ne din nou la interviurile Guerilla Camp Live. E o mare plăcere pentru mine ca astăzi în fața dumneavoastră să îi am pe cei de la The Wagonut. Mai exact, vectorul principal, așa cum îl vedeți și voi pe www.guerillacamp.ro. Bianca Savu, bună, Bianca! Salutări, salutări! Și colegul și prietenul ei, Ioan. Salutare, Ioan! Salutare! Așadar, oameni buni, e o mare, mare, mare bucurie pentru mine să vă am în această dimineață, mai ales că voi, ceea ce nu știți, este că Bianca a venit și cu niște negrese la pachet, așa că da, astăzi vorbim doar despre mâncare. Bun, Bianca, ce s-a întâmplat în activitatea business-ului The Wagonut de când nu ne-am văzut noi și de la ultima noastră întâlnire? Păi, de când nu ne-am mai întâlnit noi, cred că au trecut vreo 2 săptămâni, ultima a fost foarte încărcată, am avut 2 evenimente, printre care ziua de naștere a prietenului meu, la care au participat cam 70 de persoane, adică ai mulți prieteni, nu glumă. Da. Și pentru care a trebuit să ne pregătim copios cu preparatele tipice The Wagonut, adică burger și gogoși. Și evenimentul pentru Mama Clock, partenerii, colegii noștri din camp, care m-au invitat la primul lor eveniment, unde a trebuit să pregătesc ceva și pentru copii. Adică a fost un mic challenge acolo, să modific rețetele astfel încât să fie bune și pentru un copilaș. Glo. Glo. Advanced Heating Technology. Oricare ar fi culoarea, oricare ar fi povestea, bucură-te de ea! Foarte frumos, pentru că, iată, Bianca și The Wagonut au făcut atât de multe în ultimele zile, eu zic să-l întrebăm și pe clientul final, the end product, cum ar veni, omul care a și consultat împreună cu prietenii lui, cei 70, lucrurile pe care Bianca le-a făcut. Cum s-a descurcat Bianca la nivel de business, te rog frumos, spune-mi, Ioan? Bianca s-a descurcat foarte bine, am rugat-o să îmi pregătească ceea ce va avea și în final prin afacere și s-a descurcat foarte bine, am rugat-o să îmi pregătească burgeri și gogoși sau ceva dulce, ea pentru, să zic așa, vineri a pregătit gogoși, iar pentru sâmbătă a pregătit un tort delicios. Eu am avut niște așteptări destul de ridicate și a reușit să mie personal, să mi le îndeplinească, exact. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult a fost că și pentru niște carnivori, prieteni de mei carnivori convinși, a reușit să impresioneze și să îi facă să vrea să mănânce din nou. Așadar, da, uite, după cum zice și Ioan și pot să certific, mai ales pentru voi toți ascultătorii care sunteți niște carnivori convinși și nu sunteți convinși de lucrurile pe care le face The Wagonut, vă garantez că în momentul în care veți lua prima gură, vă veți da seama că banii voștri nu s-au dus absolut degeaba într-un loc. Se duc chiar foarte, foarte bine țintiți. Bianca, eu îți urez la cât mai multe evenimente, vă mulțumesc amândurora. Dacă ar fi să punctați acum ceva sau dacă ar fi să salutați pe cineva, puteți să o faceți. În primul rând, cum ai spus și tu, trebuie doar să-i dea o șansă, cu siguranță o să fie cel puțin surprins și ca o ultimă notă aș vrea să-i mulțumesc mamei că m-a ajutat foarte mult la evenimentul cu 70 de oameni. Este mult mai complicat să faci un burger decât o prăjitură, adică este un preparat complex pe care vreau să-l fac în mașina care sper să existe cât mai curând, The Wagonut. Ok, felicitări și îți ținem pumnii și dacă tu ar fi să punctezi ceva, Ioan, la final, vorba aia, tu trăiești în casă cu toate lucrurile astea bune, nu înțeleg cum poți să stai atât de, relax, da, sigur, am pus-o să fac, e ceva, cum zic, mulți de aici ne dorim să facem același lucru. Un singur cuvânt, delicios. Vedeți, absolut. Și să rămână și mulțumim doamna Savu, totodată. Deci asta este, iar pentru voi, dragi telespectatori, de data asta www.guerillacamp.ro, acolo puteți să vedeți fiecare business din cele 14 pe care le avem sub păstorirea partenerilor și sponsorilor noștri și evident puteți să dați și un vot. Votul de astăzi ar trebui să meargă categoric din partea voastră către The Wagonut și Bianca Savu. Pa, ne vedem data viitoare! Salut! Unul din 15. 15 pentru România. În Guerilla Camp. Parteneri HP și Aqua Carpatica.